Marele Barbu, victorie 4-2, un joc frumos. Da, am avut un pic de teamă de acest joc, pentru că este și primul joc al acestei etape preliminare care se dispută până să înceapă calificarea la elită, la regular, care cum sunt. Dar sunt mulțumit de copii pentru că au făcut tot ce e posibil ca să câștigăm. Au revenit, am avut 2-0, a fost 2-2 și au revenit și am câștigat până la urmă. Au fost și momente mai slabe în joc, ce s-a întâmplat? Da, eu zic că se pune amprenta și mizei, eu am pus presiune pe ei pentru că dacă știind că este o echipă foarte bună din această grupă, câștigând azi, avem și noi o șansă să mergem la elită. Cum vi se pare seria? Mulțumit de cum au fost tragerile? Da, să zicem că da. Ținând cont că am scăpat de Universitatea Craiova, de FCU Universitatea Craiova, de CSU Craiova, suntem mulțumiți. Dar să știți că sunt adversari dificili. Chiar echipa care a jucat azi o echipă foarte bine organizată. Se pare că și CSS Slatina e o echipă care a făcut o fuziune în cele două echipe și au o echipă foarte bună. Și se pare că și Energeticianul au o echipă care, da, o echipă care sunt majoritatea în lotul lărgit al echipei mari și joacă la Republica. Întâlniți în runda următoare? Pe Pandurii, da. Pe Pandurii. Pe Pandurii, din informațiile mele, n-ar mai fi echipa care era odată. Dar trebuie să ne luăm măsuri, noi trebuie să fim pregătiți, noi nu trebuie să pierdem niciun punct dacă vrem să ne calificăm la elită. Sunteți favoriți pentru locul de elită? Nu suntem favoriți. Eu zic că noi înșine trebuie să ne impunem jocul nostru și să ne calificăm pe merit. Dar nu suntem favoriți la ora asta. Sincer. Plăcere.